în această seară? Cum ați pierdut sau unde ați pierdut această finală? O seară tristă, este clar. Pe jocul l-am pierdut în prima repriză, unde am început foarte prost. Am și încasat două goluri. După care, a doua repriză, am încercat să punem presiune pe adversar. Ne-am creat și câteva situații de a marca, situații bune de a marca. Însă golul a venit prea târziu și cred că la mijlocul terenului n-am stat bine deloc. Și aici mă refer în prima repriză, unde le-am dat posibilitate adversarilor noștri să paseze între linii și de acolo și-au dezvoltat atacurile poziționale. Plus că n-am fost atenți, n-am fost îndeajuns de agresivi, am ieșit târziu pe șutul lui Ștefănescu, care de altfel vreau să-l felicit pentru execuția lui și nu numai pe el, chiar vreau să-i felicit pe cei de la Șepsi pentru că au câștigat un trofeu. Ce pot să spun? Eu sunt mândru de jucătorii mei, de parcursul pe care l-am avut până în momentul de față, chiar dacă am pierdut această finală. N-am mare lucru să le reproșez, doar faptul că în prima repriză n-am fost încă o dată, am stat largi, le-am permis să paseze între linii și acolo cred că am pierdut joc. Toată lumea se aștepta să vadă o altă față a voluntarului astăzi, ținând cont că era o finală cu un trofeu pe masă plus un loc. Și noi ne-am dorit lucrul ăsta. Și noi ne-am dorit lucrul ăsta. În momentul în care joci o finală, dai, cum am spus și la început la Flash, lași ultima picătură de energie pe teren. Atât am putut astăzi. Este clar că e frustrare, este dezamăgire, dar până la urmă i-am felicitat pe adversari, i-am așteptat să meargă să ia cupa. Spunea Tamaș mai devreme că un nucleu de nu foarte mulți jucători a dus gleul acestui sezon. Poate și asta e o explicație, că n-ați avut o bancă jucători. Sunt multe lucruri, sunt multe lucruri. În primul rând, ce a spus Gabi are dreptate, pentru că în sezonul ăsta a fost un sezon încărcat și emoțional și fizic, unde practic cred că am folosit aceeași echipă pe tot parcursul sezonului și clar că avem un componență jucători cu experiență, dar în același timp și cu o vârstă care nu îți permite să te refaci așa repede după efortul fizic, dar încă o dată a fost o finală, trebuia să jucăm așa cum am jucat până acum, cred că și șansa ne-a lipsit pe final. Foarte ofuscați și deranjați de ceea ce s-a spus despre echipa dumneavoastră după meciul cu FCSB, atât Tamaș cât și Rață. Credeți că și asta a contat starea asta creată media, în tot felul de conjuncturi? Nu neapărat. Interesant este că cei de la FCSB și-au ascuns neputința și-au aruncat cu noroi în noi. Eu așa o văd. Dar este problema lor, e treaba lor, nu vreau să comentez acum pentru că nu și are rostul. Eu cred, asta este părerea mea, că în loc să-și pregătească meciul cu voluntari, ei și-au pregătit meciul cu CFR. Și acolo, asta este părerea mea încă o dată. Acolo cred că au greșit. Personal v-au afectat toate aceste discuții și tot ceea ce au spus cei de la FCSB despre echipa dumneavoastră, că ar fi primit și o primă suplimentară? Atâta timp cât îți aperi corect șansele, da? Cât îți aperi corect șansele, de ce să fii afectat? Pentru ce? Pentru ce? Eu nu înțeleg. Pentru ce să fii afectat? Că am fost și ne-am apărat șansele corect? Într-o țară civilizată, lucrul ăsta se apreciază. Când îți aperi corect șansele, lucrul ăsta este de apreciat. Eu nu văd unde este problema. Da, lăsând la o parte, iată tot ce s-a spus, cum va arăta viitorul pentru noastră? Rămâneți la voluntari? Sunt zvonuri că n-ați mai vrea să prelungiți? Sau dacă sunt false să le... O să am o discuție. I-am rugat pe conducătorii de la FC Voluntari să terminăm... Deci n-ați prelungit încă? Să terminăm finala cupei, după care vom discuta. Deci n-ați semnat prelungirea? Nu. Deci nu, după ultimul meci din play-off sunteți un antrenor liber? Da. Nu vă doriți? Ce condiții le puneți pentru a rămâne sau vă doriți să rămâneți? În momentul de față trebuie să mă reculeg puțin, că sunt puțin zdruncinat după ceea ce s-a întâmplat în seara asta și
mâine o să mă gândesc, o să discut, mai avem o etapă de jucat. Este foarte important să arătăm bine la Pitești. Bine, este în funcție de ce fac și farul cu Universitatea Craiova, ca să putem să prindem poziția a patra. Mulțumim!